Hei, salut! Sergiu aici. Hai să vedem cum facem corect o genuflexiune. Luăm două gantere, pornim din poziția de ortostatist, adică mâinile relaxate pe lângă corp. Avem două gantere în mână, picioarele sunt ușor depărtate, brațele relaxate, ținem o priză neutră. Ridică ganterele la nivelul umerilor, coatele puțin în interior, privește drept în față, inspiră, contractă încet spatele și efectuează o flexiune a coapselor, coborând cu brațele spre interiorul genunchiului. Când femurul ajunge la orizontală, efectuează o extensie a gambelor. Pentru a reveni în poziția inițială, moment în care încoardă fesierii și expiră la finalul efortului. Acest exercițiu antrenează în special quadricepsii și fesierii. Pentru o genuflexiune clasică, avem aceeași poziție, ținem mâinile la ceafă sau întinse spre înainte și executăm aceeași mișcare. Sper că te-au ajutat aceste informații. Fii pozitiv și spor la exerciții. Pa!